Prin harul Domnului astăzi, iarăși putem spune așa cum este scris în Psalmul 5, dar eu prin îndurarea ta pot să intru în casa ta să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Binecuvântat să fie Domnul! Haideți să ne cercetăm asupra felului în care slujim în adunare și nu numai, asupra modului general, ca mod de viață în care slujim. În această seară, alternativa este a sluji sau a fi slujit. Slujirea este o activitate în folosul altora, fie în domeniul spiritual, fie în cel material. Așa cum ne îndemna Petru în epistola sa, citesc din 1 Petru, capitolul 4, versetele 10 și 11, ca niște buni ispravnice harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora, după darul pe care l-a primit. Și de exemplul slujirii prin cuvânt, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, trece la un alt mod de a face ceva. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. A fi slujit poate fi ceva normal și necesar, dar poate fi ceva opțional și asta e dezbaterea din această seară. Atunci când avem posibilitatea sau care este dorința noastră? Să slujim sau să fim slujiți? Să facem noi ceva pentru cei din jur sau să avem dorința și pretenția ca alții să ne facă nouă? În dezbaterea aceasta să citim spusele Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 20. Aceasta pentru ca să știm că și ucenicii au avut nevoie de explicația aceasta. Matei 20, de la versetul 26. După ce a dat exemplu modului în care cei din lume voie să fie domni, ceea ce înseamnă că au nevoie de sluji, el a zis, între voi să nu fie așa. Și oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Deci dacă și fiul lui Dumnezeu a venit să slujească, nu să îi se slujească, cum să nu fim interesați de acest mod de a ne raporta la cei din jur? Și de ce nu și la Dumnezeu? Să le luăm pe rând, mai întâi, alternativa pozitivă, a sluji. Pentru a sluji, trebuie mai întâi să ai capacitatea necesară unei slujiri, să poți să faci ceva. Un copilaș mic deja vrea să facă, dar nu are putere. Un om care nu cunoaște o meserie deja vrea să te ajute în acel domeniu, că nu se descurcă. Deci trebuie să ne specializăm într-un anumit domeniu, trebuie să ne maturizăm, să ne calificăm pentru a putea face ceea ce trebuie. Nu cumva, voind să slujim, dar nepricepându-ne, să fim ca nebunul acela din Cartea Eclesiastă care îngreunează drumul celui ce nu cunoaște pe unde să meargă spre o cetate. Să ne amintim de cele scrise în Daniel, capitolul 1, despre cei patru evrei de care Dumnezeu s-a folosit în Babilon, cu ce scop au fost duși ei acolo? În mod diferit față de alți robi strămutați. Daniel 1, citim de la versetul 3, împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia familor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neamă împărătești și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu mintea argeră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i înveți scrierea și limba haldeilor. Deci, înainte de a sluji,
trebuie să te califici pentru slujire. Aici era vorba de o slujire în plan social, economic sau tot ce altceva ce se cerea la curtea împărătească sau în imperiu. Să ne amintim și de cuvintele care au fost citite în acea seară ca îndemn la rugăciune, calificarea în plan spiritual, Efeseni capitolul 4. Este scris aici de la versetul 11 că Dumnezeu a rânduit în biserică, a dat, cum scrie în versetele anterioare, daruri, în sensul că a înzestrat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Care este scopul lor? Doar să slujească ei? Ar fi prea puțin. Să facă ei toată treaba. Versetul 12 ne spune că rolul acestor învățători este de a-i califica și pe alții pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței, a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare. Și orice om ajunge mare, poate să slujească. Pentru că are puterea necesară. Este, dacă a fost și școlit, dacă a fost și s-a lăsat învățat, are capacitatea necesară. Citim și din 2 Timotei, capitolul 2, unde din nou ni se vorbește la modul general despre pregătirea noastră pentru slujire. 2 Timotei 2:20, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint și de lemn și de pământ. 21. Dacă cineva se curățește de lucrurile rele menționate anterior, va fi un vas de cinste, sfințit. Și acum apare expresia ce ne interesează pe noi, folositor, stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Dar dacă nu e destoinic, poate să facă o lucrare? Nu poate. Aceeași idee apare și în 3:17, pentru că omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și scrie, citim și aceasta în Evrei 5, că unii nu s-au lăsat școlarizați și chiar dacă ar vrea să slujească, n-au capacitatea necesară. Imaginați-vă că un elev termină liceu electrotehnic, dar el nu s-a ținut de școală, nu știe practică ce să facă, se duce la bunici, le arată diploma sau le spune verbal, am atestat de electrician. Oh, ce bine ai picat, să-mi schimb și mie un bec. Și să spună, dar eu așa ceva n-am făcut niciodată, nu mă pricep. Evrei 5 de la versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători. Versetul 13. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Așadar, atât în plan spiritual, cât și în plan material, de la cele gospodărești până la diferite profesii, meserii, este bine în viață să fim pregătiți pentru a putea sluji. Doamne, dă-ne pricepere! O a doua idee legată de slujire. Nu-i suficient să ai capacitate. Trebuie să ai și bunăvoința să faci o slujire, să vrei. Degeaba avem de a face cu un mecanic bun care astăzi nu vrea să murdărească pe mâini. Cineva ne-l-a recomandat, e cel mai bun meseriaș din oraș. Se uită la noi, nu-i place, n-are chef de lucru și se scuză. E foarte important să vrem să slujim. Citim din Genesa 18 despre patriarhul Avram. El avea cu ce să slujească, era vorba de niște musafiri și era bogat, putea să fie o gazdă bună. Dar vă rog să observați bunăvoința lui în a sluji. Genesa 18, citim de la versetul 2. Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului, s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogute pe lângă robul tău? Îngăduie să aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta.
am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă și după aceea veți vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Și scrie în finalul versetului 8 despre Avram, el însuși a stătut lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Ce frumos că și Sara a vrut să slujească. S-a întâmplat undeva cu un predicator care se lauda tare cu nevasta și unul mai îndrăznesc, zice, uite, seară, dă-i un telefon la ora asta, vezi dacă are chef de musafiri. Dar zice, vrem să dai să audă toți. S-a prins cu vorba, a sunat, doamna zice, termină că am adormit. Și mai încearcă o dată, nu îndrăznesc. Deci trebuie să ai bună voință, nu doar să ai cu ce și să poți să o faci. Luăm alt exemplu, Rut, capitolul 2, fiind vorba de femeia cu același nume. Se întorsese în Israel ea și soacra ei, evreică, Naomi. Și scrie de la versetul 2, Rut Moabita a zis către Naomi, lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul acelui, înaintea căruia voi căpăta trecere. Ea a răspuns, du-te, fica mea. Deci a vrut ea să meargă să slujească. Nu doar să-și agonisească pentru ea pâinea, vă rog să rețineți, putea să rămână la părinții ei. A vrut să facă un serviciu și în dreptul soacrei ei, drept dovadă că i-a dus și de la masa de prânz ce a putut. Și este scris aici, a observat-o administratorii, că a fost foarte harnic, va să zic că a vrea să slujește, are de-a face oarecum și cu hărnicia, că leneșul, chiar dacă vrea așa din gură, nu îl ajută mâinile, n-are mare pasiune să o facă. Și scrie aici în capitolul 3, versetul 9, când a întrebat-o Boaz în noaptea aceea tainică, cine ești tu? Ea a răspuns, eu sunt Rut, slujnica ta. A fost gata să-și accepte statutul de slujnic. Gata să slujească. Omul acela a văzut că este o femeie bună pentru viața de familie. E foarte important să vrem să slujim. Luăm un exemplu din spusele Domnului Iisus Hristos, Matei 21. Asta poate se întâmplă în familie, fiind vorba de slujire. Citim de la versetul 28. Un om avea doi feciori. S-a dus la cel din tâi și i-a zis, fiule, du-te, iasă și lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. S-a dus la celălalt și i-a zis, tot așa. Și fiul acela a răspuns, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Așadar, este important să avem capacitate să slujim și apoi trebuie să vrem, dar nu doar din gură. Mă duc, numai că n-ajung. Dacă la oameni este indicat să le slujim, însă nu se poate numai dacă avem inimă bună să o facem și capacitatea să fie o treabă bună. Darul lui Dumnezeu nu trebuie să ne calificăm cu atât mai mult să-i slujim? Nu trebuie cu atât mai mult să vrem din toată inima să-i slujim? Să citim din cartea Iosua, capitolul 24, din cuvintele acestui bărbat care la bătrânețe a dovedit pasiune pentru slujire, ceea ce făcuse de altfel toată viața. Iosua 24, citim de la versetul 14. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Versetul 15. Și dacă nu găsiți cale să-i slujiți, alegi astăzi cui vrei să slujiți. Finalul versetului, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poporul s-a angajat, scrie în versetul următoare, că va sluji, măcar că Iosua foarte punctual le-a spus, voi nu veți sluji că nu sunteți gata să o faceți din toată inima, ceea ce s-a și dovedit în timp.
Mai fac aici o mențiune. Când slujim, să ne dea Bunul Dumnezeu pricepere, ca nu cumva să slujim doar de dragul de a sluji, doar pentru că ne-a cerut cineva să o facem și să nu fie vreo lucrare bună. Să ne amintim de două grupe de slujitori care au făcut ceva rău, dar au slujit. Slujitorii lui Saul l-au urmărit pe David. Au avut însă un moment în care s-au trezit și cel puțin fapta aceea n-au vrut să o facă, atunci când împăratul le-a cerut să omoare preoții din Nob. Știți că a fost nevoit Doeghe Domitul la porunca lui Saul să o facă, pentru a-i liniști setea de sânge a monarhului demonizat. Să ne amintim însă de slujitorii lui Absalom. Au zis, dați foc la holda lui Ioab, urgent, tăiați capul lui Amnon sau loviți-l. Au făcut-o. Închei explicațiile despre slujire cu ceea ce vă citesc din Galateni. Slujirea noastră trebuie să fie una calificată, binevoitoare, dar din dragoste, să aibă un conținut pozitiv. Galateni 5, versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, și dragostea nu face rău, nici măcar nu se gândește la rău. Și scrie pe pagina următoare, 6:2, purtați-vă sarcine unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Amin. Ce frumos se spune despre noi că suntem oameni gata de a sluji pe Dumnezeu întâi și apoi pe aproapele, în dragoste. Să luăm două exemple. Unul pentru frați și altul pentru surori. Apostolul Pavel. Omul care a slujit și cu Duhul și cu trupul. Este scris despre el în Fapte, capitolul 20, citim de la versetul 18. Este cuvântul prezentat în fața slujitorilor din Efes, adunați la Milet. Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din cea din tâi zi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi, în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Adică n-a fost nimic în stare să-l oprească. Citesc spicuind din cuvintele sale, versetul 31, de aceea vechea și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani zi și noapte n-am încetat să sfătesc cu lacrimi pe fiecare din voi. 33, n-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și a celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Au fost situații în care a fost ajutat, în mod deosebit de cei din Filipi. Dar acolo unde nu a putut să fie ajutat cu inimă bună, n-a avut nicio pretenție să fie slujit. Nici n-a avut vreo pretenție să ceară cinste ca apostol. Pentru Corinteni scrie în 1 Corinteni, capitolul 9, cel puțin pentru Corinteni, a slujit fără să îi împovoreze cu ceva, pentru că și așa erau dificili. 1 Corinteni 9, cu versetul 13, nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu? Și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar, tot așa Domnul a rânduit ca toți cei ce provodesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Adică n-ar fi fost un păcat dacă alții l-ar fi slujit, cum s-a întâmplat cu alții și, repet, cu el în alte situații. Dar, zice versetul 15, eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi,
Versetul 16, dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, că își trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Și versetul 23, fac totul pentru Evanghelie, cam să am și o parte de ea. Și tot Corintenilor le scrie în a doua Corinteni, capitolul 12, de la versetul 14. Pavel este un bun exemplu de om gata să slujească, nu să dorească să fie slujit. Deși a fost slujit, dar numai de oameni care la rândul lor erau gata să slujească. 12 cu 14. Iată, sunt gata să vin la treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înși vă. Ce-i drept? Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinți, ci părinții pentru copii. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin? Celălalt exemplu este un grup de surori, de femei, care s-au evidențiat în slujirea Domnului Iisus și a ucenicilor. Și-au rămas apoi cu urmași în biserica primară. Citim în Luca capitolul 8 despre aceste femei de care este nevoie întotdeauna. Știți că Domnul a dat exemplu pe una din femeile slujitoare de atunci și a spus că despre ea trebuie să se spună. Luca capitolul 8, de la versetul 1, ne este prezentat Domnul Iisus, cei 12 și versetul 2, și mai erau și niște femei. Versetul 3, sunt date câteva cu numele și scrie în final, și multe altele care l-ajutau cu ce aveau. Unele erau mai bogate, altele mai săraci, cu ce aveau. Poate dovada cea mai mare a pasiunilor de a sluji Domnului a fost cu ocazia îngropării și a dorinței lor de după aceea, scrie în Luca 23 cu versetul 55. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea și au lăsat și ele familie, nu doar ucenici. Au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul în care a fost pus trupul lui Iisus în el. S-au întors și au pregătit miresme și miruri. Apoi în ziua sabatului s-au tinit după lege. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Este scris în altă parte în Evanghelie că Iosif împreună cu Nicodim a folosit 100 de litri de smirnă și aloie să îmbălsămeze trupul Domnului său ungă. Ele au văzut, am citit aici. Mai era încă nevoie? Hai să zici dacă ar fi considerat că nu s-a respectat obiceiul evreilor să fie puse aceste miresme. Dar în dragostea lor de a sluji, nefiind ele încredințate în acel moment de înviere, au vrut să facă un ultim gest pentru Domnul. Și ele rămân ca un exemplu binecuvântat și, repet, alte femei le-au urmat, de aceea scrie în 1 Timotei 5 și eu, ca unul care mai umblu într-o parte sau alta, sunt binecuvântat de atâtea familii în care surorile pregătesc masă, pregătesc găzduire, ajută într-un fel sau altul în dorința de a sluji. 1 Timotei 5 cu 10. Să fie cunoscută pentru faptele ei bune, între altele, pe lângă să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei noroiți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. De la sine, citire. Dumnezeu să binecuvinteze bărbații și femeile cu dorințe sfinte de slujire. Să trecem la alternativa negativă, a fi slujit. De altfel nu este 100% negativă, dar accentele care le vom evidenția sunt efectiv negative. Ce înseamnă a fi slujit în sens negativ? A avea puterea
sau poate mai degrabă moftul sau dorința de a fi slujit, să-ți facă alții servicii. A fost o dorință din totdeauna oamenilor. Știți cum striga Goliat în Valea Terebinților? Dacă noi vă învingem pe voi, rezultatul, o să ne slujiți. Vă punem să ne slujiți. Și asta însemnau toate serviciile care are nevoie atunci. Avem diferența între dorința de a sluji și cea de a fi slujit în 1 Samuel 25. Diferență dintre Nabal și Abigail. David a slujit cu oamenii săi pe lângă ciobanii acestui boier. Și oamenii aceia au recunoscut. Scrie în versetul 16, ne-au fozit și zi și noapte în tot timpul cât a fost cu ei la păstoritul turmelor. Dar când a fost vorba să dea și el ceva, măcar că avea de unde, iată ce a spus. Versetul 11, să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele? N-a fost gata să o fac. În schimb, soția lui și-a dat seama că atunci trebuie să slujească. A pregătit ea și nu numai că a pregătit. S-a prezentat în fața lui David ca și o roabă. Astea a fost cuvintele ei. Și l-a făcut pe el domn, deși statutul lor social era invers. Ea era mai mare decât regele David în perspectivă. Atunci era un proscris. Și chiar când David, după ce a rămas văduvă și a vrut să o ia de soție, din cuvintele ei rezultă că era gata să slujească. Citesc versetul 41. Ea s-a sculat, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, iată, roaba ta se socotește ca o roabă, gata să spele picioare slujitorilor domnului meu. Foarte important să fii gata să slujești. Se spune că undeva în Evul Mediu, un prelat a aflat de un călugăr că s-ar face ceva semne și minuni prin el. Și și-a trimis un consilier să studieze situația la fața locului. Acesta, trimisul, s-a prefăcut că este obosit. Când a ajuns la mănăstirea aceea, a cerut găzduire, cumva a fost acceptat. Și a fost solicitat călugărul să faci un serviciu, cum ar fi să-l ajute să se descalțe. Și călugărul de dreapta a spus, ce crezi că eu sunt sluga ta? Eu m-am gândit că ai venit tu să-mi aduci un dar. Consilierul a plecat înapoi și i-a spus celui care l-a însărcinat să facă lucrurile astea, fii liniștit, nu e niciun om al lui Dumnezeu acolo, vezi de treabă, povești ce s-a auzit. Cine nu este în stare să slujească pe oameni, nu va fi niciun bun slujitor al Dumnezeu. Și asta o dovedesc cu cele spuse de Domnul Luca, capitolul 12. De la versetul 45, ispravnicul necredincios. Luca 12 cu 45. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Nu-i arde de stăpân, el vrea să fie el stăpân. Dacă va începe să bată pe sluși, pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe. Și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși, nu cu credințat lor. Foarte grav. Și mai luăm ca exemplu pe un înger. Sunt două referințe în Apocalipsa 19 și în Apocalipsa 22. Îngerii rămași credincioși lui Dumnezeu sunt îngeri slujitori. Cei răzvrătiți au vrut să fie slujiți. Nu le-a mai convenit să slujească. 19 cu versetul 10. Și m-am aruncat la picioarele lui, a îngerului,
ca să mă închin, dar el mi-a zis, ferește să faci una ca aceasta. Și eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu, închină-te. Ce frumos. Eu sunt slujitor, nu trebuie să fiu slujit. 22 cu versetul 8. Ei, Ioana, m-au auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proroci și cu cei ce păzesc cuvintele în cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Mai diavolul a cerut, închină-te mie. Eu sunt șeful și vreau să am subaltern. Deci este o apucătură demonică, dorința ca alții să-ți slujească. Și ca să fiu mai explicit și să nu încurcăm lucrurile, afirm că există o slujire reciprocă care e normală. De exemplu, capul meu nu greșește când dă comandă mâinii să facă un serviciu sau când poruncește piciorului să facă un pas. La fel, în biserică, atunci când cineva cere ceva poporului sau când un patron cere ceva angajaților, este normal ca angajații, respectiv cei ce slujesc, să facă anumite servicii. Știți unde e diferență? Atunci când pretinzi să facă numai alții și în mod deosebit ceea ce ai putea să faci tu, acolo se vede moftul de a fi slujit sau absența de a dori și tu să slujești. Dacă ne slujim unii altora, nu e nicio problemă. Capul face servicii pentru întreg trupul și trupul face servicii pentru cap. Sau trupul face servicii în reciprocitate. Ce nu poate mâna dreaptă să ajută cu mâna stângă, nu? Este ceva absolut normal. Dar dacă mâna dreaptă ar spune, eu astăzi sunt liberă, eu sunt dreapta, dreapta e șefa, nu? Să facă stânga, nu mă interesează. Asta nu e mai normal. De aceea să ne cercetăm dacă facem ceea ce putem noi să facem. Sau avem pretenția să ne facă alții. Și asta se poate întâmpla, de exemplu, în familie. Am întâlnit situații când soțul vrea să fie slujit de nevastă și să-i dea un pahar de apă. Să fie slujit, să-i fie pus toate tacâmurile acolo. Nu-i destul că a făcut nevasta ciorbă. Să se servească inclusiv cu lingura. Oare nu este un moft? Dacă o face, foarte bine, o faci și tu altă dată, în libertate. Dar când se pretinde că nu se vrea a sluji, asta este o problemă de natură firească. Se spune că un colonel s-a deghizat și s-a dus să inspecteze niște grupe de soldați care lucrau la o cale ferată. Și un moment dat a observat niște soldați care se chinuiau cu niște șine să le aranjeze și un caporal care striga la ei, repede așezați, îndreptați, și străinul, colonelul în cauză, repede a pus mâna, a luat și îl întreabă, intră în vorbă cu caporalul, tu de ce nu-i ajuți? Eu sunt caporal. Zice, să mă prezint atunci și eu, sunt colonel. Cum? Păi e așa, cum ți-am spus. Adică tu nu puteai să pui și tu mâna acolo, mă. Și dacă ești caporal, te îndoiau tresele prea tare. Deci sunt oameni care n-au mare funcție, dar de aceea uzează ca alții să le slujească. Ceva similar, mi-amintesc tot din cadrul armatei, când tot un caporal sau un sergent a luat la rost pe un soldat că nu i-a lustruit bine cizmele. Și iar a fost surprins de un ofițer care i-a zis, băi, dacă mi le faci a mele bine, dacă nu știu, eu știu să mi le fac. Și soldatul, nu, fruntașul sau caporal sau sergent cerea, mie de fiecare dată mi le lustruiesc soldați. Așadar să facem bine diferența. Să vă dau niște exemple. Să ne amintim de Elisei. Citim din 2 Regi, capitolul 4, o slujire care este împletită cu a fi slujit, dar în mod pozitiv. 2 Împărați, capitolul 4,
Familia aceea din Sunem s-a oferit să slujească drept gazdă lui Elisei și robului său. Și ei s-au simțit motivați să se revanșeze. Și discută ei, citesc de la versetul 12, cheamă pe sunamita aceea, 13, Elisei lui Gehazi spune, iată, tu pentru noi ți-ai făcut toată turburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Vrem să slujim și noi. Și întreabă, vorbim cu administrația, nu, n-am probleme. Și slujitorul spune, n-are un fiu, gata, asta facem. Ne rugăm, mergem să-i dea un copil, zis și făcut. Și când a fost rândul lui Elisei să slujească, a plecat ca la alarmă. Pentru că uneori trebuie să activăm așa ca pompierii. La orice moment, din zi sau din noapte, s-a sculat și a plecat cu femeia aceea pentru că era rândul lui să slujească și să meargă să facă o rugăciune pentru acel copil. La fel, citim în Fapte 13, vă amintesc doar că atunci când a plecat să slujească Pavel și Barnaba, Saul, cum se numea atunci, aveau ca slujitor pe Ioan. Nu era un fel de slugă, pentru că așa cum am amintit mai înainte, Pavel era gata să facă orice. Dar o astfel de slujire voluntară, reciprocă, nu are de-a face cu moftul de a fi slujit. Tot pentru a observa diferența, citim în Neemia, capitolul 4, nu, în 5. În primele versete ne se spune că poporul a venit cu sesizări, nu-și mai puteau plăti datoriile, nu puteau rambursa împrumuturile materiale. De ce? Pentru că unii evrei îi aveau la cheremul lor pe cei săraci. Neemia s-a întristat foarte tare pentru asta. Și le-a spus, vă citesc de la versetul 8, noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei, vânduți neamro și voi să vindeți pe frații voștri și încă nouă să ne fie vânduți. I-au tăcut neavând ce să răspundă. Și apoi de la versetul 14 se dă exemplu. Eu parafrazez, sintetizez versetele de aici. A muncit și el, n-a beneficiat de toate drepturile ce îi se cuveneau prin slujba ce o avea. Pentru că poporul era sărac, era nevoie să pună și el umărul. De altfel însă și prezența sa la Ierusalim a fost o slujire, putea să stea liniștit în capitala imperială, lângă împărat. De aceea scrie în versetul 18, partea finală, n-am cerut veniturile cuvenite dregătorului pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia. Adus aminte de mine spre bine Dumnezeule pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. O adevărată slujire. Să ne ajute Domnul și pe noi să slujim, nu să avem pretenția să fim doar slujiți. Iată două exemple de oameni care pretendeau să fie slujiți. În primul rând, un exemplu mai de grup, casele regale. Slujirea robilor și în mod deosebit mă gândesc la famine. Oameni mutilați, cu viitorul șters, cu atât mai mult în vremea aceea, pentru că regii aveau nevoie să le slujească la haremurile lor. Asta a fost un moft, după părerea mea, foarte păcătos. Dumnezeu în mod egal face să se nască atât în lumea animală, cât și între oameni, cât mascul, atâtea femele. Dar împărații luau ei o grămadă de femei și pe bărbații care ar fi trebuit să fie perechile lor, îi mutilau să îngrijească de ele. Pentru că voiau să fie slujiți, apoi robi. De aceea când evreii au avut rege, spune în 1 Samuel capitolul 8, că le-a zis Samuel, voi nu știți ce cereți, regii vor să fie slujiți. 1 Samuel capitolul 8, de la versetul 11, iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. El va lua din fiii voștri, va pune la carele sale și între călăreții lui, ca să alege înaintea carului lui, ca să fie
o ariergardă și o avangardă pe măsura coroanei. Îi va pune căpetenii peste 1000, căpetenii peste 50, îi va întreba în țalaratul pământurilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui, va lua pe fetele voastre să-i facă miresme de mâncare și pâine, va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre, din măslinii voștri și o va da slujitorilor lui. Și apoi spune versetul 18, și atunci veți striga împotriva împăratului vostru pe care îl veți alege, dar Domnul nu va asculta. Dar nu este cazul, nu doar așa că la noi nu-i monarhie, dar nu suntem noi din familii regale. Însă moftul ăsta poate să ne prindă așa, să ne credem un fel de, poate la bărbați mai mult, un fel de regi care să dea porunci și toți din jur să execute. Cum am auzit odată pe un adolescent supărat pe tatăl său că le dea prea multe porunci, am și zâmbit la vremea aceea, a zis, ai făcut asta copii ca să faci sclavi, tot ne pui să facem noi și tu nu faci. Nu este cazul într-o familie normală, dimpotrivă, cred că unde e o familie mare, părinții sunt primii care slujesc. Dar să vegem ca nu cumva ispita asta să ne prindă. Și un alt exemplu, Genesa capitolul 39, Potifar. Citim despre omul acesta că după ce l-a angajat pe Iosif ca administrator, versetul 6, și știți că toate, nu doar că mergeau bine, era un profit, era binecuvântarea Domnului, versetul 6, egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Bandă rulantă, masă întinde-te, masă strânge-te. Bietul de el n-a mai avut grijă nici de nevastă și de ispitele ei. Culmea a fost că nici nu a știut să îi răsplătească acestui slujitor credincios, pentru că asta e cel mai grav mod de a pretinde să fii slujit, nici măcar să nu fii recunoscător celor ce te slujesc. Să ne păzească Domnul de o astfel de atitudine. Să încheiem amintind câte o idee în dreptul celor două alternative. Slujirea spirituală sau fizică, nu uitați, Domnul spus că se contabilizează până la un pahar de apă totul, va fi răsplătită. În primul rând de Dumnezeu, chiar și aici. Și cu atât mai mult în împărăția viitoare. Dar nu uitați, Dumnezeu nu face răsplătirea evaluând doar la volum, doar la ceea ce se vede. Dumnezeu răsplătește nu doar după cantitate, ci după calitate și mai mult, după gândul care l-am avut când am slujit, după bunăvoința noastră. Dumnezeu le ia în calcul toate. Sunt o multitudine de factori în baza cărora Dumnezeu cuantifică slujirea noastră. Deci este foarte important să nu facem evaluări sumare, superficiale. Eu am slujit atât. Da, și o femeie a dat foarte puțin în raport cu alții, numai că Domnul altfel a cântărit lucrurile. Și în ziua aceea se va spune, știți textul din Matei 25, veniți, că mi-ați făcut, apare în servicii mărunte, mâncare, o vizită. Dar vă rog, rețineți, una din diferențe între oamenii aceia care au făcut și cei ce n-au făcut, care a fost? Ce au spus cei ce au făcut? Doamne, noi ție! Adică i-au făcut la oricine. Nu se gândeau că e însuși Domnul Iisus acela. Pe când ceilalți au făcut tocmai greșeala, să spună, Doamne, când te-am văzut noi? Că dacă știam că ești Tu, schimbam foaia. Dar asta e problema. Pe bună dreptate se spune că faptele pe care le facem, când nu ne vede nimeni și când nimeni nu ne poate răsplăti, sunt adevăratele fapte după care Dumnezeu ne va răsplăti. Domnul a spus, nu este nimeni care să fie lăsat fără să primească. Marcu 10, de la 28, la 30, însutit și apoi, cum spune și în alte împrejurări,
răsplata voastră este mare în ceruri. Așadar, să ne întrecem în slujire și să fie bine primite înaintea Domnului ca jertfa lui Abel. Că și Cain a adus, dar Dumnezeu n-a luat-o în seamă. Alternativa negativă, a fi slujit, nu e o mare afacere. Cel slujit nu va avea nicio răsplată. Dimpotrivă, va deveni dator multora. Datorii care poate nu le va plăti niciodată. Este scris în Habacuc, capitolul 2, despre oamenii care pretind surprindea Dumnezeu prin profet pe cei din vremea aceea și sunt alte referințe în profeți, cum că erau mulți bărbați și femei care pretindeau. Vindeau pe rob să-și adune ei bunuri pentru casele lor, nedreptățeau și alte rele. Habacuc 2, de la versetul 5. Ca și cel beat și semes, cel mândru nu stă liniștit, ci își lărgește gura ca locuința morților, este nesățios ca moartea, așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el și toate popoarele să le tragă la el. Nu va fi el de bajocura tuturor acestora de râs și de pomină? Se va zice, vai de cei ce adună ce nu este al lui, până când se va împovăra cu datorii? Chiar dacă nu sunt datorii în sistemul nostru contabil, am pretins, la Dumnezeu se consideră datorie, că tot alții ne-au slujit și noi n-am slujit, că la Dumnezeu toate se calculează. De aceea să ne amintim încă o dată de cuvintele Domnului care a spus, sau asta rezultă din cuvintele Domnului, așa spunea Pavel, am citat la început, Fapte 20:35, este mai ferice să dai decât să primești. Adică este mai ferice să slujești decât să fii slujit. Dar cel mai ferice este tot ce faci să faci ca pentru Domnul și din toată inima. Atunci slujirea este cu adevărat o binecuvântare și o răsplată. Deci este bine să ne alegem cu răsplată, nu cu datorii. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim gata să slujim. Doamne, dă-ne bună voință aceasta. Pune în noi voința și apoi înfăptuirea și ocaziile de a avea cu ce să facem asemenea servicii pentru Tine, Doamne, și pentru frați, sau chiar pentru toți oamenii. Amin.